stabilim identitatea voastră așa cum am procedat și de dimineață. Ok? Rămâneți în continuare, numai că prezentați actele de identitate. Bine? Vă rog, sunt în piață sau veniți, vor să intre. Așteptați să vină proprietarul, vă rog, și după aia puteți urca. Să verifice dacă mai e cineva. Cine sunteți dumneavoastră, în ce calitate? În ce calitate sunt vorbiți? De cetățean. Sunteți proprietar sau nu? Nu. Atunci, domnule, vă rog, de aceea vă rog să vină proprietarul înainte să vă urcați în autocar. Domnul Stați puțin. Stabilim identitatea după ce ne-am urmărit. Da? Haideți să stabilim identitatea. Vino aici și rămâi aici. Deci, domnul a intrat în autocar. Domnul de la poliție a intrat peste noi în autocar. Deci, efectiv, un întreg arsenalul de polițiști și jandarmi. A venit peste noi jandarmeria, poliția. În timp ce la Arcul de Triumf e pregătită o mașină de tractare, un dita mai camionul pentru tractări de mașini cu mare tonaj. Colegii mei acolo sunt în spatele meu legitimați. Au intrat peste noi în autocar doi polițiști, după care a venit șeful de dispozitiv și le-a spus să iasă, să fim mai întâi legitimați, iar mai apoi să intre în autocar cu criminaliști, cu câini de intervenții speciale și așa mai departe. Ceea ce se întâmplă este clar poliție politică. Ei nu au acționat până când nu au primit ordine. Au ordine clare să evacueze piața. Da, pentru că mâine dimineață vine domnul Orban la muncă și nu trebuie să fie încurcat. Și îl deranjăm. Nu trebuie domnul Orban să fie încurcat dimineață când vine la muncă. Nu cumva să vadă domnul Orban mesajul nostru toate pentru România și o gașcă de tineri cu niște steaguri tricolore. Asta îl deranjează pe domnul Orban și probabil pe toți cei din spatele meu, din clădirea guvernului. Domnii mei, asta e proprietatea mea, vă dați la o parte din ea. Deci dumneavoastră, domnul jandarm, îmi încălcați dreptul la proprietate, vă rog. Vă rog să intrați, dar să nu închideți ușa momentan. Așa. Stați. Poate să intre toate persoanele, dar să nu închideți ușa până facem verificări, da? Sigur, te rog. Incredibil, a 12 noaptea. Incredibil ce se întâmplă la 12 noapte. Persoane care fac obiectul acțiunilor polițienești înăuntru pe care vreți să le ascundeți? Nu, nu, nu! Ne-am legitimat cu toți, gata! Să verificăm vehicul. Acest vehicul este un vehicul... Numai în prezența mea... ...și controlul autorităților polițienești, da? Numai în prezența mea! Vă rog frumos să ne permiteți să verificăm acest vehicul. Cine? Doar dumneavoastră sau cine? Eu vreau să verific acest vehicul. Haideți, vă rog! Împreună cu dumneavoastră și cu un coleg de la criminaliști. Poftim? Ascundeți pe cineva? Nu ascund, v-am... Asta am spus de la început. Vrem să facem verificări, să ne asigurăm că persoanele care sunt aici... I-ați legitimat. ...nu fac obiectul activităților polițienești, da? Nu sunt urmărite sau mai știu eu ce. Vrem să verificăm. I-ați legitimat pe tot ce ați spus, da. Vrem să ne asigurăm că nu aveți probleme de ordin medical în cazul... Mandat. În acest caz am putea deci... să vă facilităm... Nu avem nicio problemă. Haideți, nu ne bate în joc. Haideți, sigur, să treacă domnul. Dumneavoastră pe aici. Intrați. Mergeți dumneavoastră și colegul, îi permiteți și colegului, da? Colegul de la criminalistică, sigur, două persoane. La 12 noaptea, ia uitați, români, distribuiți acest live. Distribuiți acest live și hai să vedem. Este extraordinar. Gata, ajung doi. Da, ajung doi. Problema este în felul următor. Activitatea polițienească are la bază o informație precum că în zona aceasta există substanțe interzise. Aveți informația pe surse? Da, da. Substanțe interzise la deținere. Motiv pentru care va avea loc un control antidrog. Da? Asta este problema. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Nu durează foarte mult. Dacă nu se confirmă cele bănuite de noi, vă cerem scuze. La revedere, ne cerem și scuze pentru... Okay. Disconfortul pe care vi l-am creat. E public. Ok? Public. Da? Eu vă mulțumesc pentru înțelegere. Asta înseamnă. Așa problemă. În prezența unei televiziuni, nu? Sigur că da. Ce trebuie să-i deranjăm. Să vină. Incredibil ce pățim. Doar pentru că suntem împotriva sistemului. Percheziții la 12 noaptea, ne-au percheziționat și la 7 dimineața. Ce-i cu teroarea asta? Doar pentru că suntem împotriva sistemului și împotriva tuturor partidelor parlamentare, doar pentru că protestăm în fața guvernului, protestăm pașnic. Eu am făcut verificarea, da?
Da. Până acum ce a fost? Sunt foarte multe bagaje pe care nu vreau să le fac verificarea fizică eu personal, da? O să facem o verificare cu un client de urmă. Sigur, nu este nicio problemă. Stanță sau cum a zis și colegul meu. Da. Le putem identifica mai ușor fără să vă deranjăm foarte mult. Fără probleme. Acum la 12 noaptea s-au primit sesizare de substanțe. Auzi. E grav ce se întâmplă în România anului 2020 pentru că facem un protest împotriva guvernului. Suntem înconjurați de fel de fel de polițiști, rutiere, jandarmerie, poliție, fel de fel. Pentru ce? Nu ni se prezintă niciun act, ni se prezintă niște legitimații în care noi ar trebui să... Ce? Să avem încredere? De unde știm că respectivul domn nu ne-a aruncat el vreo substanță? Cele mai negre gânduri ale noastre privind starea de libertate din România se adeveresc. Parte din fosta securitate este acum jandarmeria. Jandarmeria înainte de 89 se chema securitate. Ca să știe toată lumea. Probabil unii din ei au conștiință și știu că nu este drept ce se întâmplă acum. Alții nu au și de aceia care nu au ne e frică pentru că ei au fost călăii și din 10 august unde nu s-a mai ajuns să plătească cei care au lovit și care au gazat. Ați văzut că nu e nicio substanță interzisă? Noi ne retragem. Dar pentru ce acest abuz? Nu veți păți așa în fiecare noapte. Noi am avut acum o informație cu privire la deținerea unor substanțe interzise. Mâine, dacă primiți altă informație, ne faceți la fel? Nu pot să vă spun asta, activitatea noastră. Păi la fel pățim? Facem un protest legitim. Avem 10 revendicări. Presa spune minciuni, spune că noi suntem anti-Covid. Noi nu suntem anti-Covid, suntem anti-sistem. Suntem anti-sistemul care ne-a distrus de 30 de ani. Dacă nu ne revoltăm, dacă nu oprim chestia asta, cu toții pățim așa. Nu mai susțineți niciun partid din actualul Parlament. Dacă nu vă place de noi că suntem prea patrioți și prea pătimași, alegeți pe oricine. Dar nu mai puneți ștampila pe nenorociții care ne-au condus. Trebuie să fie românii corecți mai mulți decât mafia care a condus acest guvern timp de 30 de ani. Domnul Orban, să fie asta ultima noapte când încercați asta cu noi și să vă fie rușine. Dragilor, vă rog, din toate județele țării, de la Alba până la Vrancea, până la Buzău, veniți alături de noi pentru a face dreptate pentru România.